Eu regret un singur lucru, că ne-au scos unii slabi. Aș putea să vin cu vrăjeala aia pe care o au toți. Mamă, că ce echipă, că uite, 70 de milioane, că nu știu ce. Niște slabi ne-au scos. O echipă care nu ne-a fost cu nimic superioară. Acolo ne-au dat gol din corner, la o mare greșeală noastră. Aici au deschis scorul din corner, la o mare greșeală noastră. Și au dat 2-0 din penalti la o altă mare greșeală noastră. N-au avut nici o ocazie. Nici o ocazie. Golul 3, să zice că e singurul gol dinamic pe care ne-au, și acolo e greșeală mare. În fine, am început să jucăm de la golul lui Olaru. Cred că dacă începeam să jucăm mai repede, aveam o șansă să ducem meciul în prelungiri și să chiar să ne calificăm. Pentru că mi s-a părut Sparta o echipă care nu ne-a pus nicio problemă. Noi am fost foarte slabi în prima jumătate. Asta am vrut să... Foarte, foarte slabi. Dacă vă explicați foarte cumva prima repriză. Speriați... Speriați de? Speriați, de nu știu. Ai, când ai experiență în Europa, se poate întâmpla și asta. Meciul a fost pregătit în ultimele detalii, da? Ce s-a discutat nu prea s-a făcut, din nefericire. N-am să spun de teren, că n-are niciun sens, că oricum am încercat în prima să pasez, dar n-am reușit nimic. Asta e realitatea. Aș putea să mă leg și de arbitraj, pentru că a fost un arbitraj ostil, în opinia mea. Dacă în primele secunde, față de cartonaș galben, nu dai când îi ridică la piciorul în cap lui Ștefănescu, tu nu, nici măcar nu oprești jocul, să dai faul. Iar după aia, la o fază identică, îi dai galben lui Alexandru. Când nu dai penalti la Olaru, după ce dăduse penalti pentru ei. Când avem cea mai bună perioadă, nu ieșeau din careu, tu oprești jocul în minutul 74 pentru pauze de hidratare, cum să faci așa ceva? Nu era stabilit. Era stabilit. Păi ce să fie stabilit? Era stabilit în minutul 67. În niciun caz în minutul 74 când nu ieșeau din careu. Pune-o în minutul 67 cum e corect, la jumătate reprizei. Nu pune după 7 minute. Și în prima repriză s-a oprit în minutul 31, aia știu sigur. Pentru ce să face? Nu există. Nu știu, poate că așa a fost protocolul la ședința tehnică. Nu a fost niciun protocol. Asta a fost bătaie de joc. Așa, să dai 5 minute de prelungire, că vezi că suntem călare pe ei, că nu mai ieșeau din careu, ăla, portarul săracul, sărea ca la handbal, nici nu știa pe unde e mingea, și tu dai 5 minute, trag de timp 2 minute din 5 și nu dai nici măcar un minut în plus, și după aia vii cu cartonașe galbene, roșii și... Bătaie de joc, dar asta e situația, ce să facem? Nu cred că, și dacă am fi avut un arbitraj... Nu galben la Preseadu? Fai de mine, și în tur, și în tur ne-am făcut praf. Deci au fost un arbitraj ostil și în tur și în retur. Am zis, domnule, în tur mi-au explicat că n-am fost Formul acolo. Da. La ultima fază. Ai văzut? Deci când ei, știi cum erau? Mă uitam la ei pe bancă, se puseseră toți pe bancă, se chirciseră, venise turna. E corner că nu dai corner. Păi cum să nu dai corner? E 3-2. Știi? Poți să-i voci ghinionul că iei gol la cornere. Dar asta e și slăbiciunea noastră. N-ai voie să iei gol la corner. Asta înseamnă că și Muscelul câmpul lung, dacă depinde în Cupa României, poate să-ți dea gol dacă bate unul corner bine. Că noi nu putem să facem marcaj. La finalul meciului am văzut că v-ați dus anticipând o reacție ostilă a tribunei. V-ați dus, practic, v-ați făcut paravan în fața arbitrului. Am mai făcut-o la gaz de multe ori pe vremuri. S-au aruncat ceva obiecte din tribune. Până și asta, suntem și bătuți și cu banii luați. Haide să spun ceva. Reprezentantul Fare a scris în raport, care e român, nu știm cine este, dar e român, a scris în raport că au fost scandări homofobe din peluză. Scandările fiind când degajează portarul, când trage de timp, când degajează portarul, e o scandare, o știm cu toții. Mă rog, da. Pe toate stadioanele din România se face aia, pentru el au fost scandări homofobe și... La meciul de aseară spuneți că a scris. La meciul de aseară. Este incredibil. Iar Observatorul a scris că s-a aruncat cu o eșarfă în direcția arbitrilor. Băi, s-a aruncat cu o eșarfă. Da, era căzut în fața mea. Asta e, mă, problema, că s-a aruncat și cu o sticlă goală de plastic. Am văzut că se aruncă cu oamenii, veniseră nervoși și am zis, bă, totuși, poate există puțin respect, nu mi-a dat cu vreo sticlă în cap. Da, și dacă era de plastic. Da. Și ce anticipați, amendă sau... Amendă, bineînțeles, amendă. Nu știu, sper să nu ia de bun, pentru că aia e problema, că acolo nu te ascultă nimeni. Aia e nenorocirea. Că venim cu înregistrarea, uite, domne, ce e scandarea. Scandarea asta e o prostie care se strigă tot timpul pe stadioane. Nu e nicio homofobă și nu e... Da, bă, rog.
Dacă noi avem un dușman la fare, un om care înțeleg că e rapidist și care în continuu caută să ne facă rău, stai seama ce plăcere o avea omul ăla că nouă ni se închid peluzele, pentru că îl inventează scandări. În fine, asta e, n-avem ce face. Au fost... Ce a făcut Crețu este inadmisibil, asta ca după ce s-a terminat meciul, da, să meargă să protesteze, să ia galben și pentru asta să nu joace în prima manșă din play-off, Europa League, nu înțeleg. Asta nu înțeleg. Șut n-a luat. A protestat, dar n-a luat. Nu. Nu. Că șut n-a luat. Pe unele site-uri a apărut că șut a luat roșu. De fapt, roșu a fost pentru Neubert. Da. Care nici el n-avea ce căuta acolo. Nu a zis de șut, după care a zis așa au scris de șut. S-a dus acolo șut. Dar pentru că erau mai mulți acolo și el când a scos roșu, cumva nu se vedea foarte clar în ce direcție l-a arătat. Și a fost la Crețu. Neubert. Roșu și Crețu galben. Și Crețu galben. Și Crețu nu beneficiază de situația. El și Daua erau singurii care erau în situația la cartonaș galben să stea. Adică, bă, chiar așa, ce rezolvi după aia? Bine, poate că eu trec mai ușor peste asta, că am foarte multe meciuri în spate, dar ce rezolvi? Că nu rezolvi nimic dacă te duci să te ceri cu arbitrii după meci, mai ales în competițiile organizate sub egida UEFA. Nu faci altceva decât să iei amenzi peste amenzi, cartonașe, să-ți faci rău singur. Ce a căutat Neubert, îți dai seama. Ok, înțeleg, ești nervos, du-te și varsă-ți nervi la... Că asta că iau jucătorii de acolo ca să-i spun eu lui ăla ce am spus. Iau jucătorii de acolo ca să protestez eu. Dai seama, asta de fapt. Da. Știu că nu, niciodată n-ați făcut critici, mai ales în public, la adresa jucătorilor. Vă întreb la modul general. Da. Credeți că există jucători? Am auzit și foarte multe păreri din partea anumitor oameni de fotbal. Da, Mutu, nu știu, Șumudi. Care spun, există niște jucători la FCSB care nu sunt de acest nivel. Nu împărtășiți ideea asta? Nu. Nu. Iar eu, mie nu mi s-a părut Ștefănescu, mi s-a părut sigur mai viu el cu Olaru în prima. În rest, n-am prea văzut nimic. Adică, ok, Gigi spune că a pierdut toate mingile. Da, am pierdut toate mingile, că a avut și realizări. A și pierdut când joci, normal că mai și pierzi. Mă rog, și ziua lui azi. Da. Dar cine ziceau de Alexandru, de Șut? De Crețu. De Crețu. Mutu, de exemplu, zicea că atacanții pe care are FCSB sunt de mijlocul campionatului. Ok. Vreau să spun doar atât. Cu Alexandru, cu Crețu, cu atacanții de mijlocul clasamentului, am reușit să eliminăm Maccabi Tel Aviv și să jucăm cel puțin 14 meciuri în competițiile europene anul ăsta. Corect, dar mă gândeam acum... Titlul care a fost câștigat de o manieră categorică n-a fost câștigat cu atacanții ăștia. Dar cu cine a fost câștigat? Cu ce atacanți? A fost câștigat prima parte a campionatului cu Companio și a doua cu Mărunță. Prima parte a campionatului cu Companio? Păi n-a jucat? Companio a jucat 5 meciuri titular. Companio a marcat 4 goluri. Cine a jucat atacant? 4 goluri. Cine a jucat? Băluț a jucat atacant. Pe asta spun, n-au jucat Popa și Băluță Niculescu. Păi e, dar vorbești de poziția de Niculescu din play-off, de când Niculescu a jucat... o să scot meciul de care a jucat Niculescu numărul 9 titular. Să vedeți goluri marcate și contribuții avute. În play-off, când a contat. Ce tot vorbim asta... Olaru pleacă? Dacă îi se plătește, clauza pleacă. Clauza fiind de? Nu știu. Nu discut eu. Păi nu, dar e important dacă pleacă sau nu. Mă rog, mai puțin important suma din perspectiva suporterilor. Adică dacă cineva e pregătit să-i plătească lui clauza, atunci el, dacă se înțelege, pleacă. Asta e oricine. Și Șoselu a plecat la Algarafa că i s-a plătit clauza. Bun. O să ascultăm pe Becali. A vorbit și el astăzi despre meciul de aseară, despre, mă rog, nemulțumirile pe care le are, după care